care este preconizată pentru sărbătoarea de astăzi. Este una specializată, este o numerizare deosebită pentru acele persoane care contribuie foarte mult din punct de vedere financiar la dezvoltarea fotbalului în raionul Florești. Și pentru această ocazie mulțumim foarte mult că sunt așa persoane devotate fotbalului care ne ajută financiar și nominația sunt în termen următor. Se menționează sponsorii fotbalului din raionul Florești, Galii Laureaților Florești 2013. Nominația o face președintele Asociației Regionale de Fotbal Sergiu Rusu. Deci, pentru sponsorii fotbalului din raionul Florești se menționează Federația Moldovenească de Fotbal, reprezentantul Vlad Cibotari. Care contribuie la utilaj, nu unelte, tamam că sunt unelte. Da, și anume prin Concret. Deci este firma IUC, reprezentantul firmei IUC, este Iuri Cernăvițchi. Totdeauna pentru oaspeții localității, iar acum suntem în deplasare.
lansare aici la dumneavoastră 12 jucați tradiționale, ce ziceți și vă invit să faceți. Deci, mică atenție pentru următoarea nominație care o să răspunde în această seară minunată, în această seară deosebită pentru Gala Fotbal 2013 din Florești. Nominație echipele anului 2013. Pentru a decerna această nominație se invită sponsorul Iurii Cernavitski, firma eu. Nominație echipele anului 2013. Decernează Iurii Cernavitski. Echipa campioană a Republicii Moldova în divizia A, Under 16. Antrenor Alexandru Grosu. Echipa din Băcănești!